Suntem la Biblioteca Comunală din Strămț și mă numesc Luminița Doboș, bibliotecar de peste 33 de ani și desfășor activitatea în compania cărților, a utilizatorilor bibliotecii și avem o serie de proiecte în derulare chiar în acest moment. Vă pot spune, pentru un prim proiect pe care îl desfășurăm, se numește Bibliovacanța, un proiect destinat copiilor între 6 și 12 ani. Un proiect ajuns la 7-a, 8-a ediție, deja am avut și anii anteriori. Un proiect în care sunt cuprinși aproximativ 30 de copii de la școala gimnazială din Strem și din Giurgiu de Sus, care în zilele de marți, miercuri și joi, între orele 11 și 14, la Biblioteca Comunală se desfășoară activități pe diferite teme pentru vârstele respective. De asemenea, acest proiect reflectă o parte din timpul lor liber pe care îl petrec în primul rând într-un mediu educativ, într-un mediu în care au tangență directă cu cartea, în care în acest mediu copiii învață lucruri noi. Aceste lucruri se referă la diverse teme de actualitate, de la joc, de la distracție, de la recreere, dar în primul rând citim. Citim și readucem în actualitate poveștile copilăriei, jocurile copilăriei și așadar copiii noștri se recreează prin joc și de asemenea învață lucruri noi la bibliotecă. Acest proiect se va termina în luna august și suntem foarte fericiți pentru că tuturor copiilor noștri de la școală și care sunt utilizatori ai bibliotecii, sunt bucuroși, părinții de asemenea și avem totodată o fericire pentru că putem da la rândul nostru ca adulți informația, putem ajuta, putem contribui la bagajul lor de cunoștințe dobândit pe timpul verii, vacanței de vară la bibliotecă. De asemenea, în calitate de custod la expoziția etnografică din Strămț, vom organiza în cadrul sărbătorii Fiii Satului, ediția a 14-a, concursul popular de costume tradiționale din zonă, așa se și numește, costumul popular Mândria Satului. Acest concurs a ajuns la ediția a 7-a și se desfășoară la expoziția etnografică, unde vom avea prezente costume autentice, tradiționale din zona localității noastre, precum și persoane, tineri și adulți îmbrăcați în costume tradiționale. Un juriu format de profesioniști vor juriza aceste costume, iar la sărbătoarea Fiii Satului vor fi premiate cele mai sugestive și autentice costume. Prin asta păstrăm tradiția, ducem mai departe portul tradițional românesc din zona localității noastre, pentru că este o zonă frumoasă, cu un trecut istoric și etnografic la fel de bogat și vrem să păstrăm în continuare tradițiile și obiceiurile locale.